Gândiți-vă noaptea să vină în această pădure. O, noaptea? What? Hei, salut, eu sunt Masico și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi, cum vedeți, mă aflu în pădure. Mă aflu în pădure singur, doar cu mașina mea care e în față. Și astăzi m-am gândit să fac o plimbare pe aici prin pădure, unde am mai fost noaptea. Și noaptea e foarte întuneric pe aici, mamă, deci e foarte horror noapte. Și am înțeles că aici e o pădure unde au fost oameni spânzurați, unde au murit foarte mulți oameni. Dacă o să vă arăt puțin cum arată această pădure, deci, și gen, nu știu, eu am auzit că e o pădure mai blestemată, așa. Deci, uitați cum arată copacii. Nu știu, sunt foarte drept, nu știu, după cum puteți vedea. Și se spune că noaptea aici se află foarte multe creaturi. Gen, dacă o să vii pe aici noaptea, o să apară creaturi. Și da, cum am spus, astăzi o să ne plimbăm puțin pe aici. Mașina e în față. Uite aici mașina. O să ne plimbăm ziua puțin pe aici. Problema e că nu știu unde să mă duc. O să mă duc în față, cred. Și da, aici e mașina mea. Sper să stăse ok, că nu am luat cheile. Cum vedeți, mașina trebuie să o spăl. E foarte murdară. Foarte, foarte murdară. Mai ales că trebuie să schimb și frânele, mă rog, discurile alea sunt astuse. Și da, o să iau cheile dinăuntru ca să închid mașina, să nu... Perfect. So, țac. Și ce mai e fain, că a venit căldura, fratelor. Deci a venit căldura aici, nu știu, undeva la 13-14 grade. E super tare că e cald, așa pot filma mai multe videoclipuri pentru voi afară. De asta nu prea am putut posta din cauza că a fost foarte frig, minus nu știu câte grade, și nu puteam să filmez, era greu. Adică am filmat câteva videoclipuri iarna, dar a fost foarte greu să le filmez. Așa că, mamă, deci nici nu știu pe unde să merg pe aici. Gândiți-vă că acum mă duc aici sus, nu înțeleg unde mă duc. Mașina mea e acolo. Problema cea mai mare în această pădure e că nu știi când cineva e lângă tine, gen, nu știu. Poate să sară cineva de sus, fantome sau nu știu ce sunt astea. Ok, deci acum o să mergem înainte. Și gen, nu știu, mi-e frică, nu știu pe unde să mergem, Gen, în această pădure e foarte periculos dacă mergi singur, gen. Se aud ciorile, nu știu ce se aud pe aici, fraților. Și gen, nu știu. Așa. Oh my god. Stai ce? Nu spune că l-am găsit pe scheletul. Ba, cine e ăsta? Că nu înțeleg. Oh, deci nu am idee cine e ăsta. Ah. Voi îl vedeți? Alo? Oh my god. Oh, cine e ăsta? Oh, deci nu pot să cred, fraților. Nu înțeleg cine e ăsta. Mai ia să dau puțin zoom. What the fuck? Oh, cum arată? Oh my, deci nu pot să cred, cine e ăsta? Ua? Nu cred, ăsta e scheletul ucigaș. Mamă, deci am găsit scheletul ucigaș în pădure, nu pot să cred. Nu, trebuie să merg pe partea aia alta. Nu, trebuie să plec numai decât de aici. Trebuie să plec numai decât pe aici. Mamă, deci nu pot să cred. Trebuie să plec. Trebuie să plec, fraților. Deci nu pot să cred. E scheletul ucigaș? Exact, e scheletul ucigaș în pădure, fraților. Nu e de mirare. Nu înțeleg ce să fac, gen. Să mă duc mai în față, ua. Și fraților, l-am văzut pe scheletul, nu știu, ua. Pe scheletul ucigaș în pădurea asta, nu pot să cred. Ok, deci am un plan acum, nu știu ce să fac. Deci el se află? Se află undeva acolo în față. Nu știu pe unde să mă duc eu. Mamă, what the fuck, fraților. Deci, nu am idee. Stau puțin aici și mă ascund. Sau nu știu ce să fac. Ok, mergem sus. Fraților. Ok, m-am ascuns aici puțin. Fraților, m-am ascuns. Sper să mă vedeți.
Sper să mă vedeți așa. Deci cum ați văzut, acolo e scheletul ucigaș. Și data trecută l-am văzut tot în această pădure pe scheletul ucigaș, fraților. Era noaptea, nu știu, când am dormit atunci în mașină. Și eram lângă această pădure, fraților. Și gen scheletul ucigaș e acolo în față. Nu știu dacă îl vedeți. Nu știu dacă îl vedeți. Mă trebuie să mă... Dacă îl vedeți, ia uitați-l. Nu pot să cred, fraților. Alo? Alo? Nu, deci m-a văzut din nou, m-a văzut din nou. Deci m-a văzut, fraților. What? Deci nu pot să cred. Mă, nu știu ce să fac, fraților. Cred că merg de aici. Cred că ies de aici. Mă, deci... Deci e în spate, nu înțeleg ce pot să fac acum. Mamă, deci nu înțeleg ce pădure e asta. Se află, cum am spus, foarte multe creaturi. Și nu înțeleg... Nu înțeleg... What? Deci se află ceva acolo pe... în copac. Trebuie să mă duc să văd ce se află. Fraților, deci... Se au și ciorile, nu știu... Aici sunt și vrăbiciori blestemate, cred, nu înțeleg. Deci sunt ciori blestemate, cred. Uitați-mă cum se au ciorile. Mamă... Și acolo în copac se află ceva, nu înțeleg ce se află. What the hell? Nu știu, mă duc acasă, fraților, cred, pentru că mi este frică să mai stau în pădurea asta. Nu știu, credeți dacă vreți să vin la noapte în pădure? Nu știu dacă o să vin la noapte, pentru că mi este frică ziua să vin în această pădure, dar mai ales noaptea. Gândiți-vă noaptea să vin în această pădure. Mamă, noaptea? What the hell? Nu... Mamă, cred, mă duc... Deci mă duc acasă, cred. Mă duc acasă, fraților. Oh my god! Ce vrei de la mine? Stai acolo jos! Mamă, deci nu înțeleg, fraților, ce e. Stai acolo! Mamă, deci era să... Ah. Oh my god, fraților, deci m-am aflut pe un drum acum. Mamă, deci era să mă... Mamă, era să-mi dea cu sabia aia în cap. What the fuck? Era să-mi dea cu... Ah. Fraților, trebuie să plecăm numai decât acasă. Mamă, deci nu mai vin în această pădure niciodată. Sper că nu am pierdut cheile, nu? Mamă, dacă am pierdut telefonul, what the fuck? Nu știu dacă am pierdut telefonul, cred că l-am pierdut. Fraților, deci nici nu știu cum să mă ies de aici. Mamă, deci nu știu. Să mă duc pe... Eu să mă duc pe aici. Mamă, deci nu înțeleg nimic. Gata, mă duc, fraților, la mașină. What, ce e asta? What the hell, ce e asta? Fraților, de ce e asta? Mamă, mi-e frică să nu... Ce e asta? Că nu înțeleg. Mi-e frică să... Mamă, să nu mă curentez. Mamă, uitați-mă câtă lumină trage aici. De la soare, uitați-mă câtă lumină trage în această... Deci se întâmplă ceva groaznic în această pădure. Uitați-mă. Mamă, uitați-mă numai ce lumină trage în această... Cum a spus, deci pădurea asta e blestemată. Trebuie să plecăm numai decât. Mamă, deci...